Pentru mulți copii, mersul la grădiniță reprezintă prima mare schimbare din viața lor, iar despărțirea de părinți este dureroasă. Dimineața, la multe grădinițe, micuții încep să plângă și abia vor să rămână la cursuri. Educatoarele spun că reacțiile acestora sunt normale, în condițiile în care grădinița este pentru ei un loc necunoscut. Le este foarte greu să se desprindă de părinți. Cred că cea mai bună explicație este alintarea. Părinții își alintă foarte, foarte mult copii și este normal. Și eu îi alint pe ai mei. Ca părinte facem ce este mai bine pentru copiii noștri. Alți copii sunt mai sociabili și deja și-au făcut prieteni la grădiniță. Acum vreți să facem o poză împreună? Bineînțeles că da. Educatoarele sunt convinse că și micuții care în primele zile de grădiniță se despart mai greu de părinți se vor obișnui la cursuri. Cel mai important este ca părinții să nu se lase înduioșați de lacrimile acestora și să-i lase în sălile de grupă chiar și atunci când plâng. Cel mai indicat ar fi ca părintele să își lase copilul, zic eu, pe mâini bune, în mâinile educatoarei, eventual să lase un număr de telefon în cazul în care copilul plânge exagerat și nu se acomodează la grădiniță, va fi sunat de educatoarea grupei. Deci cel mai bine este să-l lase și să meargă acasă. La fiecare început de an școlar, educatorii și învățătorii întâlnesc copii care se acomodează mai greu la grădiniță sau la școală. Prin jocuri distractive și prin lecții interesante, dascălii captează atenția acestora, iar micuții încep să fie tot mai atrași de unitățile de învățământ.